Moment istoric pentru iubitorii fotbalului din Horezu, care în sfârșit își văd echipa favorită evoluând în Liga 3-a. Bun găsit de la stadionul din treapta aici unde Flacăra Horezu debutează noul sezon, având ca adversară o echipă cu multă experiență în cel de-al treilea eșalon, Sporting Roșiori, una dintre reprezentantele județului Telorman în Seria 3-a. Vă reamintim că horezenii au promovat după ce au eliminat campioana acelui județ. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă doljană, avându-l la centru pe Marius Daniel Bădoiu, ajutat la cele două linii de Răzvan Claudiu Tudor și Florentin Cosmin Andrei. Haideți să vedem împreună cum se vor descurca elevii antrenorului jucător Adrian Popa. Flacăra Horezu, în echipament de culoare închisă, a început destul de bine această partidă cu o centrare perfectă a lui Samson, însă Radu Georgescu a ratat întâlnirea cu obiectul. A urmat un șut bun expediat din poziție favorabilă de Sebastian Bobină, dar balonul a trecut pe lângă poartă. O pasă perfectă a lui Ionut Simeanu l-a pus în poziție bună pe Adrian Popa, al cărui șut în forță a trimis mingea peste transversală. La centrarea lui Georgescu, Adrian Popa a avut șansa golului, dar balonul a fost respins de pe linia porții. Faza continuat, Dinu și Neacșu s-au încurcat reciproc și Raul Nistor a ezitat să șuteze. Pericolul încă nu trecuse, dar a urmat un șut prea slab al lui Constantin Neacșu, fără probleme pentru portarul Ciobanu. Să mai consemnăm ocazia lui Samson, care a trimis un șut plasat din afara careului, dar balonul a trecut peste transversală. La o lovitură de colț executată de Raul Nistor, Adrian Popa a deviat subtil spre poartă, execuție care l-a făcut pe capitanul oaspeților Liviu Marius Floricel să atingă balonul cu mâna, astfel că centralul Marius Daniel Bădoiu a dictat penalt în favoarea gazdelor. Execuția i-a aparținut capitanului Raul Nistor. Portarul Horia Alexandru Ciobanu a ghicit colțul și a reținut în doi timp. Mai nimic nu s-a întâmplat în actul secund. Ar fi de consemnat eventual o combinație a oaspeților încheiată cu un șut pe lângă a lui Dănuț Ciubuc și în ultimul minut balonul trimis plasat de Georgescu peste transversală s-a terminat 0-0, astfel că Flacăra Horezu obține primul punct, iar în clasamentul întocmit după runda inaugurală ocupă locul 11. Un punct important obținut în Liga 3, ce ne poți spune despre meciul de azi? Cred că ați văzut dumneavoastră pe teren, am fost peste în toate punctele de vedere, nu am avut nicio ocazie și o soartă a făcut ca noi să ratăm penaltii, știu, și să nu putem să recuperăm până la final. Suntem mulțumiți în mare parte. Cred că suntem mulțumiți în mare parte despre joc. Acum, pas cu pas, cărămidă peste cărămidă, vom ajunge să ajungem acolo unde am propus. Urmează meciul de la Sibiu. Mergem la Sibiu mult mai încrezători. Acum știm despre ce este vorba, în mare parte în Liga 3-a. Știm cu ce să mănâncă. Ne dorim să facem o figură cât mai frumoasă și acolo, să ne întoarcem, de ce nu, cu cele 3 puncte. Este primul nostru punct în Liga 3-a, după cum știți, o serie foarte grea, ați văzut și noastre, Roșiori e o echipă bună, o echipă care s-a întărit față de anul trecut, noi am avut șansele noastre, din păcate nu am reușit să le fructificăm și am obținut doar un punct din această partidă. Mergem înainte, sperăm să obținem un rezultat bun la Sibiu și să avem un parcurs cât mai bun. După acest debut pozitiv, Flacăra Horezu va juca în deplasare la Sibiu, acolo unde va întâlni pe FC Hermannstadt 2. Atât de la stadionul din Treapt, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.